România a oferit o nouă donație țării noastre în lupta cu pandemia de COVID-19. De această dată, destinatar a fost Ministerul Apărării, care a primit o tonă de medicamente și echipamente de protecție împotriva noului coronavirus. Sute de măști, combinezoane, viziere și dezinfectant vor ajunge la medicii din prima linie de la Spitalul Clinic Militar Central din Chișinău. Lotul de echipament medical oferit de către prietenii noștri de peste Prut reprezintă un suport real pentru protecția cadrelor noastre medicale, precum și pacienților infectați cu COVID-19 internați în Spitalul Clinic Militar Central. Donația face parte din pachetul de măsuri de sprijinire a cetățenilor moldoveni anunțat de președintele României cu ocazia recentei vizite la Chișinău. Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, a precizat că România va continua să ofere sprijin Moldovei în lupta cu pandemia. Susținerea procesului de vaccinare anticovid a cetățenilor Republicii Moldova prin furnizarea a până la 200.000 de doze de vaccin și trimiterea la Chișinău, în etapa imediat următoare, a unei echipe de experți români care să împărtășească din experiența noastră și să ajute la pregătirea strategiei Republicii Moldova de vaccinare. Echipamentele oferite gratuit le vor fi de mare folos medicilor. Ne angajăm să-l utilizăm și distribuim în toate scopurile nobile și caritabile, lucru care și mai mult ne motivează în lupta cu acest virus nemilos. Anul trecut, la sfârșitul lunii aprilie, Ministerul Apărării de la București a donat 10 izolete și câteva aparate de ventilare artificială ca parte a efortului inițiat de autoritățile statului român pentru sprijinirea Republicii Moldova în prevenirea și combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Totodată, țara vecină a trimis și o echipă de 52 de cadre medicale în misiunea umanitară timp de 2 săptămâni în Moldova. România a mai oferit țării noastre și cel mai consistent ajutor împotriva luptei cu noul coronavirus, sub formă de echipamente medicale și medicamente în valoare de 3,5 milioane de euro.